ceva asta împreună și vrem să vorbim și despre ce planuri avem, sigur că pot să iei în legătare. Eu vreau 36 milioane de români cu drept de muncă în străinătate. Să facem o schimbare și schimbarea e clar, e greu de fapt. 3 de 5 ani cu această problemă de cancer și nu are citostat. Și poate că doamna din Europa ar putea cumva să o ajute pe doamna asta din... Plec acasă în această seară cu inițiative noi, cu idei noi, cu idei care oamenii speră să aibă un impact. Și aceste lucruri consider eu personal că pot fi făcute doar dacă avem un grassroots movement în spatele nostru, un fel de think tank care să accelereze și să activeze comunitatea română și, bineînțeles, în cazul acestei seri ne referim la comunitatea românească din Chicago.